Și de asemenea, fac un apel către dumneavoastră, cei care sunteți susținătorii celor doi candidați, să păstrați liniștea pe parcursul acestei dezbateri. Este important, mai ales pentru cei care ne privesc din fața micilor ecrane. Continuăm dezbaterea dintre cei doi candidați la președinția României, domnii Traian Băsescu și Mircea Geană, cu dialogul pe următoarele 5 teme stabilite împreună cu stafurile de campanie. Potrivit formatului convenit în această dezbatere, pentru fiecare dintre aceste teme va exista un dialog, subliniez, un dialog, și vă rog să fie posibil un astfel de dialog, în limita a 8 minute pentru fiecare temă. Vom discuta acum despre reforma constituțională. Aveți cuvântul, domnule Traian Băsescu, vă rog. Sunt un susținător fără rezerve a acestei reforme, cu atât mai mult cu cât în exercitarea mandatului de președinte al României am constatat foarte multe lacune. Din acest punct de vedere, referendumul a fost cel mai puternic semnal pe care clasa politică putea să-l primească, și anume că românii doresc reforma clasei politice. Reforma celei mai importante instituții a statului, care este Parlamentul României. În medie, 80% au votat pentru Parlamentul unicameral și pentru reducerea numărului de parlamentari de la 471 la maxim 300. Această realitate a poporului român trebuie înțeleasă și executată. Repet, executată de politicieni. Politicienii trebuie să treacă imediat la revizuirea Constituției. Nu numai acest lucru trebuie revizuit în Constituția României. Renunțarea totală la sistemul de imunități. Imunitatea președintelui, imunitatea miniștrilor, imunitatea în unele situații chiar a deputaților. Dar pe fond, dincolo de solicitarea de reformă a instituției Parlamentului, românii ne-au spus pe 22 despre necesitatea reformei statului în ansamblu. Românii ne-au mai spus un lucru pe care trebuie să-l pricepem. Nu mai vor privilegii pentru politicieni. Vor ca banii destinați privilegiilor să ajungă acolo unde este nevoie de ei. Domnule Geană, la pensii, la salarii mici. Domnule Geană, ca președinte al României, voi declanșa un amplu proces în care vom gândi împreună cu cei mai buni specialiști din țară și acolo unde nu avem suficiente competențe din străinătate, tipul de republică, de model economic, de model social și de relații între stat cetățean pentru următorii 50 de ani. Vom declanșa săptămâna viitoare, în Parlamentul României, procedura de revizuire a Constituției. Voi vedea ca într-un forum constituțional, declanșat imediat după ce se pronunță Parlamentul, să putem să avem o conversație solidă și în afara campaniei electorale. Ca să nu existe suspiciune că încerc să modific Constituția după chipul și asemănarea mea. Dar ceea ce vreau să spun, este că o simplă modificare a Constituției, fără să ne gândim ce fel de model de capitalism, ce fel de model de descentralizare, cât de departe mergem cu reorganizarea administrativ-teritorială a României, și fără să ne gândim la lucrurile care l-am spus și la precedenta dezbatere publică. În acest moment există drepturi și libertăți fundamentale garantate de Constituție pe hârtie, dar în viața tânărului de la țară, care nu ajunge la facultate și care are drept la educație gratuită, cetățeanul român care are dreptul la sănătate și asistență medicală gratuită, acest lucru nu se întâmplă. Are dreptul la acces la justiție neîngrădit și ieftin și acest lucru nu se întâmplă. Este dreptul la protecția mediului și acest lucru nu se întâmplă. De aceea, în paralel cu o reformare a Constituției României și o dezbatere în care să stabilim ce fel de republică, ce fel de model economic, ce fel de model social și, până la urmă, ce fel de stat vrem să avem. Iar după aceea să ne angajăm cu toții, și viitoarea majoritate și viitoarea opoziție.
și organizațiile guvernamentale și cei care reprezintă partenerii sociali. Și să ne angajăm că nu ne mai atingem de Constituție, măcar una sau două generații. Pentru că blestemul României a fost că de fiecare dată când am început să construim, ba a apărut o dictatură, ba un război, ba am început să modificăm după chipul sau moftul unui lider sau altui lider. Există deci punct de divergență între dumneavoastră, domnule Geoană, și dumneavoastră, domnule Traian Băsescu, în legătură cu reforma constituțională? Ceea ce vreau să spun, domnule Tocescu, ca să fie bineînțeles, pentru că nu e vorba de diferență de abordare. Eu cred cu tărie că trebuie să avem un concept și o viziune integrată cu privire la România secolului 21. Și cred că a aborda reforma Constituției, fără să discutăm despre economie, despre social, despre raporturile de cetățean, despre voluntariat și organizațiile guvernamentale, despre modul în care stimulăm responsabilitatea corporatistă socială din partea firmelor din România și fără să avem acest lucru într-un model integrat, fără îndoială că aceste idei sunt bune și sănătoase, dar ele nu vor avea o reflectare într-o dezbatere românească despre ce fel de Românie, ce fel de model de Mulțumesc. Republică și ce fel de echilibru vrem să avem în statul român pentru următoarele câteva generații. Vă rog, domnule Băsescu. Americanii stau cu aceeași Constituție de 200 și ceva de ani. Mie mi se pare că pentru un candidat la funcția